Pentru o experiență mult, mult mai mișto, vă recomand folosirea căștilor pe perioada vizionării. Hello! Azi am ceva super interesant. Dacă până acum am avut niște boxe care au sunat de la teribil spre mediocru, azi am fost curios, azi, în perioada recentă, am fost extraordinar de curios să încerc ceva ce s-ar putea să treacă absolut complet ceea ce mi-am dorit eu vreodată în materie de sunet în casă sau ceva, mă rog, la un preț decent, aș putea zice, un preț de 1000 de ron, 1000 și un pic. Tot am zis că nu mai zic prețurile, dar da, ăsta este prețul la care l-am găsit, la care l-am luat și vă zic și vouă pentru că este posibil. Chiar sunt extraordinar de curios cum funcționează, cum merge efectiv. Și dacă se merită să avem așa ceva în casă sau este cumva prea mult. Avem aici o boxă wireless, Bluetooth, bineînțeles, de la Marshall. Dacă nu știți ce este Marshall sau ce este firma Marshall, atunci faceți-vă puțin temele mai întâi pe internet, căutați puțin despre Marshall și apoi reveniți. Pentru că Marshall este undeva, dacă restul companiilor sunt undeva pe aici, Marshall... Așa, am ieșit din cadru. Perfect. Marshall e pe aici. Cel puțin își face treaba extraordinar de bine când vine vorba de sunet, de acustică, de... Deja vorbesc prea mult. Hai să vedem. Deja vorbesc prea mult. Bun. Hai să vedem cum deschidem ăsta. Primul lucru când deschidem cutia. Manual de utilizare. Și aparent în română. Wow. Asta e de apreciat. Nu prea găsești manuale de utilizare la produse. La foarte multe produse nu prea le găsești în limba română. Sau, mă rog, direct personalizate cumva pentru țara de destinație în momentul în care distribui un produs de genul ăsta. Wow, stai că trebuie să mă ridic în picioare pentru așa ceva. Nu cred că am făcut asta vreodată la un produs. Mamă, este extraordinar de greu așa ceva. Deci, ca să înțelegeți cam cât de greu e, da? Cam atât de greu. Bun, în cutie mai avem așa, cablu de alimentare și avem Quick Start Guide, care este, presupun, manual de instrucțiuni, dar în limba engleză, și Legal and Safety, care este garanția, chestii legale, nu avem nevoie deocamdată. Bun, hai să scoatem minunăția asta din pachet, pentru că sunt mega, extraordinar de curios cum arată. Hai să păstrăm un moment și să admirăm efectiv cum arată. Detaliile sunt absolut, deci de la prima vedere, detaliile sunt absolut incredibile. Piele. Deci avem piele albă, înfășurată în piele albă. Aici presupun că sunt difuzoare, un grilaj metalic cu o textură pe care nu știu dacă o pot defini, cu inserții aurii, dar nu un auriu de la strident, este un auriu sidefat, mat, nu mă pricep la culori, dar arată absolut, m-am îndrăgostit. Hai să nu pierdem mult timp să ne lăsăm seduși de aspect, să vedem exact ce poate și cum funcționează. Ok, deasupra avem toate butoanele, toate controlele de care avem nevoie, avem un input de aux, avem un buton care arată incredibil. Avem un buton care schimbă, face switch-ul de pe Bluetooth pe auxiliar, avem o rotiță, un dial. Avem o rotiță pentru volum, avem o rotiță pentru bas, o rotiță pentru treble. În cazul în care nu știți, basul este clar bas, nivelele joase, sunetele joase dintr-o melodie și treble-ul sunt sunetele înalte, nivelul înalt al melodiei. Avem buton de play, pauză și un switch care este complet și din comun. Ok, pe partea din față avem incredibilul logo Marshall care este gravat, este... În relief este absolut incredibil. Pe partea de jos avem anul 1962. Pe părți nu avem absolut nimic, iar pe spate orificiul pentru subwoofer. Aici deci conține și subwoofer și avem alimentare și service port. Este ceva pe care nu ar trebui să dăm la o parte, este bine să rămână acolo pentru că este folosit doar de cei care fac depanare. În momentul când trimiți boxa în garanție, ei se folosesc de acel port pentru a depana, pentru a vedea exact ce probleme are boxa. Bun, cam zic să o punem în priză și avem de descărcat o aplicație, pentru că această boxă funcționează cu o aplicație foarte bine, se împacă foarte bine cu o aplicație. Ok, am conectat... Boxa asta poate mai multe decât vedem noi pe ea, adică sunt doar 3 butoane aici, mă rog, 3 rotițe, un buton și o mufă de jack și o mufă de power, dar ea poate mult mai mult pentru că avem o aplicație care se numește Marshall App pe care o să o descarc în momentul de față și putem customiza, putem adăuga preset-uri, putem adăuga egalizator pe sunet să facem sunetul
să se audă cum vrem noi. Să ținem un moment și să vă citesc exact specificațiile pe care le are boxa și ce poate face. Avem așa, boxa în față este compusă din 3 difuzoare, sunt 3 mari difuzoare amplasate, unul în mijloc, pe mijloc undeva în partea de jos și 2 mici în laterale. Și avem în felul următor, cel mare de pe mijloc este un woofer de 30 de W. Deci în chestia asta a încăput un woofer de 30 de W, iar celelalte două sunt tweetere, două tweetere a câte 15 W fiecare, ca să înțelegeți, da? Deci în total avem vreo 60 de W. În toată boxa asta avem 60 de W. Odată ce s-a deschis aplicația, automat mi-a găsit o boxă Acton 2, Acton, nu știu exact cum se pronunță, dăm connect, să ne conectăm la boxă. Bun, there's a firmware update available. Ok, deja aș face update la firmware, pentru că boxa fiind wireless și prin conexiune Bluetooth se poate conecta la telefon și poate transfera un nou soft, dacă apar update-uri, dacă cei de la mașină o pot face mai bună, fiți siguri că o să devină mai bună. Bun, oameni fain, boxa și-a făcut update-ul. Eu am pornit înregistrarea ecranului și acum o să pun niște melodii să vedem cum se aude așa cum vine ea, din fabrică, by default, să vedem dacă sunetul este ok, apoi intrăm în aplicație să vedem cum se poate customiza, dacă putem adăuga să facem sunetul să sune mai bine sau să facem sunetul să sune mai rău, foarte mult des. Sau să vedem cum mai putem controla boxa folosind aplicația. Bun, hai să dăm drumul la o melodie, sunt curios. O să dau volumul la minim. Are niște LED-uri super drăguțe, nu știu dacă se văd. Are niște LED-uri extraordinar de faine în jurul rotițelor de volum și de bas, sunt niște LED-uri care îți arată exact la ce nivel de volum te afli. Și încă o chestie, atunci când controlezi volumul de pe telefon, nu se mișcă singur rotițele, dar LED-urile de aici se customizează în funcție de volum pe care l-am pe telefon. Asta este super, super interesant. Bun, hai să dăm play la o melodie. Aparent, Apple s-a hotărât că dacă eu vreau să folosesc înregistrarea ecranului, nu pot asculta muzică printr-un speaker wireless Bluetooth. Nu știu de ce, dar hai să trecem la treabă. Hai să vedem, punem o melodie, să vedem exact cum se aude. O să dau volumul la minim. În momentul când mișc volumul de aici, se mișcă și de pe telefon. No. Stați puțin. Nu vreau să altere sunetul pe care vi-l ofer, pentru că s-ar putea ca boxa să sune extraordinar de tare, așa că o să trec microfonul pe cardioid minus 10 decibeli și ne reîntoarcem să ascultăm puțină muzică, da? Hai că schimb acum. S-ar putea să mă auziți mai încet după asta. Acum o să încerc să vorbesc puțin mai tare, pentru că probabil nu mă auziți mai deloc. Hai să dăm play la melodie și să vedem exact cum se aude. Schimbăm melodia. Hai să încercăm să schimbăm melodia. O să încerc să dau sunetul la maxim și apoi să dau basul la maxim. Ușor. Creștem basul. Basul e la maxim acum. Și vibrează birou. Nu știu, în momentul de față, nu știu dacă mai are rost să mai zic absolut altceva. Nu știu dacă mai are rost să mai trecem prin restul chestiilor. Bă, băiatule, nu am cum să exprim video, să vă exprim vouă cum m-am simțit în momentul când am dat la maxim. Cred că încă țip, dar încă am impresia că este un sunet absolut incredibil. Este un sunet curat, având în vedere că vine prin Bluetooth. Este un sunet absolut curat. În momentul în care am dat basul la maxim și am dat și treble-ul la maxim și volumul la maxim, nu cred că ai nevoie de ceva mai mult. Este un sunet absolut incredibil. Pentru preț, deja începe să mi se pară un preț prea mic, sincer. Începe să mi se pară un preț mult prea mic.
Am intrat totuși puțin în aplicație. Vreau să văd să customizez puțin egalizatorul ăsta care aparent este doar pe 5 benzi, adică nu avem mai mult de 5 nivele de egalizare. O să cresc puțin basul. Hai să-l dăm cât mai aproape de limita de sus. O să cresc puțin midurile, sunetele din mijloc, de la 1 kHz. Și o să cresc puțin și înaltele, de la 6,25 kHz. Ok. Am customizat acum egalizatorul. Hai să vedem ce mai găsim în aplicație. Light și Sounds. La Light aparent putem customiza cât de tare se aprind LED-urile. E fain ca au și chestia asta. Chiar este super fain ca au și chestia asta. Dacă le dăm la maxim, se aprind chestiile astea de aici, LED-urile din jurul rotițelor se aprind super, super tare și pot fi văzute mult mai bine chiar și într-o lumină de genul ăsta, cum am eu aici în studio. Și la Sounds putem activa sau dezactiva sunetele care vin din momentul în care pornim sau închidem boxa. Acum, hai să mai punem o melodie și cu egalizatorul proaspăt pus. O să schimb din nou, să-l dau mai încetul microfonul ca să nu distorsionez foarte mult sunetul, așa că o să mă auziți mai încetul. Hai să vedem exact sau nu. Încerc să mă uiți pe nivelul la sunet. Cred că mă auziți aproximativ la fel, dar sper să nu distorsioneze foarte mult boxa. Hai să dăm o altă melodie. Păi totul la maxim. Cam asta e. De acum facem B-roll. Nu uitați să dați un share, like și subscribe. Și la subscribe să dați și clopoțelul ăla pentru că ajută extraordinar de mult. Chiar face diferența acolo să primiți notificările în momentul în care eu postez. Și ne vedem la videoclipul următor. Asta e absolut genial. Ha! Boxa asta poate să aibă preseturi, poate să aibă egalizator, Aline, egalizator. Borsa. Boxa se numește Marshall Action 2. Este o borsă. O borsă din nou, Aline? O borsă?